Știți că pe parcursul istoriei, de fiecare dată, probabil s-a pus mult mai multă atenție pe talia unei femei decât a unui bărbat. De fapt, așa a fost. Și pe parcursul anilor, în mod special după apariția internetului, atunci când am avut posibilitatea să vedem mult mai multă informație, la fel s-a discutat parcă mai mult despre femei, cum ar trebui să arate, desigur cum ar trebui să se îmbrace, câte kilograme ar trebui să aibă. La polul opus suntem noi, bărbații. Sigur că și despre noi s-a discutat mai mult sau mai puțin, dar erau discuții în pauze publicitare, ca între discuții între fete, cum erau pe atunci. Noi am decis însă în această dimineață să discutăm despre bărbați și să vedem dacă bărbații au nevoie de diete, sunt recomandate dietele pentru bărbați, ar trebui ei să slăbească sau nu, deși asta pare mai bine zis o întrebare retorică, pentru că răspunsul este arhicunoscut. Pentru a avea însă un dialog în care să primim și răspunsuri în această dimineață alături de noi, este Corina Dascălu, nutriționistă. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit în sfârșit! Apropo de bărbați, că ziceam că în marea majoritatea discuțiilor despre diete, kilograme, sunt tangențiale cu femeile sau se discută despre femei direct. În cazul bărbaților, parcă mai puține discuții, parcă uneori pare și un subiect tabu, dar nu discutăm despre bărbați. Arată așa cum arată, sunt bravo și totul este bine. Bărbații, au nevoie de diete? Eu cred că toată lumea are nevoie de un regim alimentar echilibrat, că e femeie sau e bărbat. Cuvântul dietă, cumva, pe parcursul anilor a luat o altă conotație, adică ceva super strict, în care tu trebuie să mănânci anumite calorii, dar, de fapt, dieta este acel regim alimentar pe care ar trebui să-l avem cu toții. Acum depinde ce rezultate își dorește să obțină o anumită persoană, pentru că sunt perioade în viața noastră în care probabil mâncăm mai mult, da, emoțional nu suntem bine și de acolo vin foarte multe probleme cu kilogramele. Și se întâmplă ca la un anumit moment să avem nevoie de un regim alimentar mai strict. Da? Ce înseamnă mai strict? Nu neapărat să ne înfometăm, dar să renunțăm la anumite produse care ne fac rău. Și aici ne referim și la bărbați. Partea bună la bărbați este că voi aveți un metabolism mai accelerat decât la femei. Nu toți. Ba da. Toți? Toți. Perfect. De ce? Pentru că noi femeile dăm naștere și atunci corpul nostru a fost creat în așa fel încât să rețină, știi, okay, mai mult. La voi e mai ușor. Apoi cu dorința și cu voința acolo trebuie de lucrat și cu motivația, știi? Aici vreau să ajung, pentru că, bine, în ultimii ani am tot cercetat. Sunt bune dietele sau, bine, regimurile alimentare, ca să... Uh-huh. Să facem referire astfel. Și atunci am sesizat, sau cel puțin mulți specialiști au zis că de fapt toată problema vine de aici, de sus, din dorințele noastre pe care le avem, din gândurile noastre pe care le avem și din puterea de a te abține de la ceva, puterea de motivație de a face ceva sau nu. Și regimul alimentar teoretic ar trebui să treacă pe planul secund în momentul în care ești sigur, ai hotărât și acționezi până la urmă. Tu, de exemplu, la ce ai fi dispus să renunți din punct de vedere alimentar? Ca să te simți mai bine, să ai mai multă energie. Foarte complicat, foarte complicat. Nu m-am gândit niciodată la asta. Nu știu. Pentru că totul e un sacrificiu până la urmă, da, nu? Vrem să ne simțim bine. La dulce, cred. La dulciuri, așa, mănânci mai multe dulciuri. Nu cred că exagerez, sau comparativ cu alte persoane, nu cred că sunt atât de multe, dar consum. Și okay, s-ar putea să se întâmple uneori într-o perioadă anumită zilnic. Ok. Acum, altă întrebare. La ce sau cât timp ai fi dispus să dedici sportului ca să arăți mai bine? Aici e partea mai complicată. De ce? E partea mai complicată pentru că tot timpul găsim noi bărbații acea scuză veșnică, nu am timp sau așa, nu reușesc sau sunt prea obosit sau câte probleme am pe capul meu sau tot felul de scuze pe care noi le găsim. Și nu zic de mine, zic per general, că mulți facem lucrul ăsta. Da. Și atunci contează foarte mult și ce sport, pentru că dacă e un sport care îți place, păi, sau te atrage... Doar sportul care îți place. Atunci aș fi gata, cred că o oră, două pe zi. Eu recomand oamenilor, da, care ajung la mine pentru un regim alimentar și nu doar, pentru că pe canalele mele de Instagram și Facebook sunt destul de activă, să facă un sport care le place. Nu contează că e yoga, că e alergat, că e mers rapid în parc, că e cu bicicleta, orice, doar să primiți plăcere. Pentru că până la urmă viața este o plăcere sau ar trebui exact să facem lucruri din plăcere și cu plăcere. Așa că găsiți un sport care vă place și practicați-l. Credeți-mă că o să funcționeze la fel o ședință de pilates versus, nu știu, o partidă de tenis, de da, exemplu. Acolo sigur funcționează, vă spun pe propriul corp, că am slăbit destul de mult de când joc tenis. Da, apropo, ca să facem referire la aceste regimuri alimentare, un lucru este cert, nu trebuie să fie stricte. Nu trebuie să ne înfometăm ceea ce ați menționat deja, pentru că ulterior vom adăuga mai multe confortabil kilograme pentru creierul nostru. Nu trebuie să îi dăm impulsuri negative, gen gata de mâine, astăzi mănânc tot ce am în frigider, da? Și de mâine mă pun la dietă strictă. Gata, odată ce ai spus dietă strictă, corpul tău, mintea ta, așa, subconștientul tău știe ce înseamnă dietă strictă și mâine
crede-mă că nu-ți reușești să te pui la dietă. Dar de luni, dacă nu de mâine. Nici măcar de luni. Încercarea de a te pregătești, îl pregătești, zice, dar de ce de luni? Hai că o să încep de mâine, că uite că mi-a mai rămas nu știu ce prin frigider. Nu e de azi sau de mâine. E despre un regim alimentar echilibrat. Vrei să slăbești în această perioadă, da? Că ești bărbat sau ești femeie. Renunți la zahăr, făinoase, okay. Încerci să bei cât mai puțină cafea. Ok. Te hidratezi foarte, foarte bine. Bine. Ok. Dimineața te străduiești să mănânci fructe. Da, avem afine fructele. Apropo pe bază, da. Eu astăzi am venit cu un bol de afine pe care deja le-ai pescuit. Da, eu deja am început să caut printre ele. Ok, dimineața așa. Fructe. Hai să vorbim despre un meniu al zilei, exact. Da? Ca să înțelegem cum... Dimineața, în primul rând, ne hidratăm cu apă. Câte pahare de apă ai băut pe stomacul gol? Pe stomacul gol, nu știu. Dar la cafele câte ai băut pe stomacul gol? O cafea, dar apă cred că astăzi am băut peste 1,5 litri deja. Fantastic. Eu consum foarte mult apă. Fantastic, fantastic. Asta e un lucru foarte important. Începeți cu 200 de mililitri, după care creșteți cantitatea până la 500. Ideal ar fi să beți dimineața 500 de mililitri pe stomacul gol, dar băut încet, așa cum ați savura o cafea. Da? Okay. Nu bem tot deodată. Direct. Da? După care, peste 20 de minute, niște fructe, că-s afine, că-s banane, că-s fructe de sezon, nu contează, pere, mere, prune. Cantitatea contează? Oricum nu o să poți mânca mai mult de... Uite, bolul ăsta e destul de mult, pentru că ăsta este un dejun pentru mine, mai mult sau mai puțin, probabil pe la 11-12 o să mănânc ceva, dar eu dimineața de obicei mănânc fructe, destul de multe fructe. Fructele se mănâncă pe stomacul gol, pentru că ele se digeră în prima parte a intestinului subțire, adică în regiunea duodenului, și dacă găsesc în stomac mâncare, încep să fermenteze și facem o țuică, da? Ne îmbătăm de dimineață. Așa că vă străduiți să mâncați fructele tot timpul pe stomacul gol, niciodată după mâncare. Mai apoi aveți un terci, mai ales în perioada rece, parcă vrei ceva călduț de dimineață. Da? Am o singură întrebare. Da. Perioada asta, dintre cele menționate deja, apă, fructe, ulterior terciu, există o anumită perioadă de care trebuie să ținem cont? Întreb pentru că pentru unii ar putea fi consecutivitatea. În 7 minute nu, consumat. Ok, ar trebui să existe, de exemplu, fructele se digeră cam jumătate de oră, știi? Ar fi bine o jumătate de oră totuși să-i dați organismului. Depinde și câte fructe mâncați, că dacă mâncați câteva afine, 15-20 de minute puteți să treceți deja la de la 15 la o oră, să la oră, da, depinde câte fructe și depinde de combinația lor. Mai apoi, terciuri, omlete, un toast cu avocado. Acum depinde de fiecare în parte. Unul poate mănâncă un pic mai consistent dimineața, dar nu o să mă duc la dimineți în care să mâncați tot timpul, nu știu, salam cu omlete, pentru că e un mic dejun destul de consistent pentru corpul nostru. Noi vrem ca dimineața să avem energie, da? Ne-am trezit dimineața, avem energie, vrem să continuăm să avem energie, de aceea trebuie să-i dăm corpului alimente care se digeră ușor. Încercați dimineața să-i dați ceva ușor. Fructe, legume, terciuri, un smoothie, adică o băutură din fructe. Asta este, ar fi un mic dejun ideal. Apropo, în cazul femeilor nu prea am observat de dimineață să mănânce mâncare grea, sau în foarte rare cazuri. În cazul bărbaților este mult mai des întâlnit. Când de dimineață te-ai trezit, mai ai ceva din steak-ul de aseară și ai zis că ăsta este micul dejun. Sau mănânci o farfurie de borș sau de zeamă. Este recomandat sau nu? Nu. Nu. Nu contează, ești bărbat sau femeie, totuși corpul nostru funcționează într-un anumit fel. Că bărbații trebuie să mănânce mai multe calorii pentru că ei consumă mai mult, da. Categoric. 2000, 3000, depinde acum. Dacă faci sală, poți ajunge și la 4000 de calorii pe zi. Cu toate că eu nu prea recomand număratul caloriilor, că e stresant, iarăși e stresant pentru psihicul nostru. Exact. Cred că fiecare înțelege pentru sine cât poate să mănânce, când se simte deja sătul, știi? Când e senzația aia că gata, nu mai vreau să mănânc. Uite acolo, trebuie să ne observăm pe fiecare în parte. Am luat micul dejun, ca să continuăm cu acest meniu zilnic. Încercăm să nu ronțăim între mese. Că noi de obicei avem tentația să ronțăim câte ceva. Nu mâncăm 5 mese pe zi, 3 mese sunt suficiente. Pentru că toată această ronțăială începe un nou proces de digestie. Și corpul nostru ce face toată ziua? Digeră și nu mai ai energie pentru alte activități. Așa că lăsați un pic senzația aia de înfometare. E bună pentru corpul nostru, da? Și asta ar însemna dacă pur teoretic acum prima masă ar fi în jurul orei 8, în jurul orei 12-1, ceea ce știm de mici copii, perfect, ar fi prânzul. Da. La prânz mâncăm carbohidrați. Tot ce înseamnă hrișcă, paste integrale, orez integral, supe de legume. Puteți să aveți voi bărbații un felul întâi, da, o supă, și un felul doi, dar iarăși nu foarte consistent. Că e o hrișcă cu legume, că sunt niște paste cu legume. Încercați să nu mâncați carne
și la borș și în zeamă și mai apoi carne, da? Pentru că iarăși vă compromiteți sistemul digestiv și atunci vreți să dormiți, nu mai aveți energie să faceți alte activități. Da. Am înțeles, e ca la poli. Se carnea și așa. Carnea de la lăsați mâncare. Lăsați carnea, peștele, pentru seară cu o salată din crudități. Hai să ajungem acolo atunci. Da, ți-am hai să ajungem acolo. Acolo era momentul, da. Am luat masa la 1-3. Hai, 1-3. Da, ok. După următoarea masă? 6-7. 6-7. Da. Nu mai târziu. E mai mult decât suficient. Oricum o să stai la masă cam jumătate de oră. Dacă o să mănânci, de exemplu, pe la 7-7 jumătate până în 8, străduite 3 ore înainte de somn. Măcar 3 ore să le ai libere ca corpul să digere, nu să digere pe parcursul nopții, okay? Pentru că hrana are nevoie de timp de digestie. Și încercați seara, mai ales dacă sunteți, hai să zicem, într-o fază în care vreți să slăbiți câteva kilograme, nu mâncați seara carbohidrați. Carbohidrații ne dau energie. Și noi seara nu prea avem nevoie, nu prea putem să consumăm acea energie, că deja nu mai suntem energici, știi? Nu exact. Mai avem starea aia. Și atunci ar fi carnea, proteina? Proteina ar fi bine să o lăsați pentru seară, cu un bol de salată din crudități. Fibre? Fibre, fantastic. Enzime, foarte multe enzime, ca să ajutăm corpul să digere mai ușor hrana. Prânzul o lăsăm pentru carbohidrați, tot ce înseamnă legume, cereale. Și dimineața, fructe și deja ceea ce am menționat mai devreme. Vreau să, foarte scurt, să discutăm despre două mituri. Și în cazul femeilor și a bărbaților. Sigur. Unul dintre mituri ne anunță că atunci când suntem la masă nu ar trebui să consumăm lichide, în mod special apă, atunci când mâncăm sau după ce am mâncat. Este adevărat sau nu? Desigur. Pentru nu că apa interacționează cu sucul gastric și încetinește procesul de digestie. Nu că nu o să ai proces de digestie, dar pur și simplu o să dureze mai mult decât de obicei. Dar noi ne dorim să se digere mai mult și să avem energie. Da. Foarte simplu, am aflat răspunsul și a doua, pentru că aici sunt două tabere. Unii zic că ar trebui să luăm mai multe mese cu cantități mici, deși în ultima perioadă am văzut câțiva cercetători, hai să le zicem astfel, care au făcut anumite studii și au anunțat că, de fapt, nu contează că mâncăm în mai multe mese o cantitate mai mică sau mâncăm aceeași cantitate pe parcursul zilei împărțită în 3 mese. Eu sunt de părere, ca și nutriționist, că sunt suficiente 3 mese pe zi. Da. Corect combinate, echilibrate, să avem toți macro și micronutrienții pentru a buna funcționare a corpului nostru și să ne ascultăm pe noi înșine, pentru că funcționăm diferit. Sunt oameni care nu mănâncă deloc dimineața și atunci eu le zic fructe și apă e mai mult decât suficient, să vă hidratați bine, asta e important, dar cele două mese de prânz și de seară, cred că toată lumea trebuie să le aibă. Și dacă avem doar o masă pe zi? Deja de o perioadă îndelungată. Ce înseamnă lucrul ăsta? Prânz sau cină? Și ar fi intermediară, probabil, între prânz și cină. De obicei, când oamenii au o singură masă pe zi, mănâncă foarte, foarte mult și mănâncă de toate. Nu cred că este cazul. Și atunci nu te mai gândești la combinații, nu mai stai să... Da, atunci mănânci tot ce găsești la magazin, cumperi, pui în coș, ajungi acasă, nici măcar nu gătești, te pui la masă și mănânci tot ce găsești. Încercați totuși să aveți grijă de sănătatea voastră, că nu vin nici eu, nu te duci nici tu, nu sigur te duce da. Nimeni la oamenii acasă să aibă grijă de sănătatea lor. Noi suntem unicii responsabili pentru felul cum arătăm și cum ne simțim. Principalul motiv pentru kilogramele în plus ale bărbaților este alcoolul? Este unul dintre, da. Da, berea. Berea. Renunțarea la alcool, în mod special bere, ar ajuta la scăderea în kilograme. Desigur. Da. Altfel apare burta de la bere, asta toată lumea știe. Da, pentru că ce înseamnă bere? Drojdie. Ce înseamnă drojdie? Crește. Ce crește, totul. Așa, și nu ai nicio pâine. Nu doar burta, da? Începi cu burta, după care continui la celelalte părți ale. Mulțumesc mult pentru că în această dimineață s-a acceptat să fiți aici alături. Cu mare drag aș dori să continuăm discuția, să abordăm și alte subiecte, pentru că sunt foarte multe subiecte pe acest domeniu. Dar până atunci noi continuăm această dimineață.